După datinii colindăm și am putea foarte ușor adăuga facem și fapte bune, pare a fi sloganul Asociației Studenților Teologi Ortodoxi. Ieri seară, la Biserica Sfântul Elefterie Nou din Capitală, a avut loc tradiționalul concert caritabil, unde au fost strânși mai bine de 27.000 de lei. Suma va merge către proiectul Casa Nest, o casă de tip familial pentru 12 copii abandonați. Grupul Sfânta Ecaterina al Bisericii Sfinții Împărați Cismigiu, corul voluntarilor Asto și grupul Psaltic Tronos sunt cei care au vestit nașterea Domnului. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment a fost părintele profesor Mihail Simion Săsăujan, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La sărbătoarea Crăciunului vom sta la masă cu Mântuitorul Hristos să ne gândim că El este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, prin întruparea sa a Fiului Dumnezeu a venit mântuirea neamului omenesc. Cred că fapta bună este expresia darului, expresia iubirii de oameni pe care noi trebuie să o arătăm aici, arătăm cu adevărat virtutea creștinismului nostru, aceea a iubirii milostive. Alex Tache, tânărul care a pus bazele casei Nest, a fost diagnosticat cu cancer la femurul stâng în anul 2007. Deși medicii nu i-au dat multe șanse, el ne oferă o lecție de filantropie extraordinară. Își dorește să lase în urma lui binele. Alex nu a putut fi prezent la evenimentul caritabil, deoarece în această perioadă face un tratament în Italia. Dumnezeu există, este mare și este bun și asta am învățat-o înțelegând că diagnosticul pe care l-avea Alex acum 14 ani nu îi dădea sub nicio formă o speranță de viață mai mare de 5 ani. Cu toate astea, pentru faptul că el a ridicat un steag, Dumnezeu a dat zile. Concertul caritabil După datin colindăm s-a aflat anul acesta la a 11-a ediție. Sperăm să punem măcar o piatră mică de temelie, dar să ne punem amprenta la proiectul Casa Nest, un proiect de asemenea caritabil în care sunt incluși copii din orfelinate și spitalele de stat, copii abandonați. E luna sărbătorilor de iarnă și cum ar putea să fie mai frumoasă decât colindele de început în care să strânească noi dorința aia de a trăi Crăciunul așa cum trebuie, ca o adevărată sărbătoare a nașterii Mântuitorului. Și pe lângă faptul că ne bucurăm de colinde, iată, putem face și o faptă bună. Da, am auzit despre cazul băiatului respectiv, chiar am făcut deja o donație. Iona m-a atenționat de când am plecat de acasă. Mami, să știi că mergem la colinde, dar trebuie să facem o faptă bună. Este foarte important să aducem și o pată de culoare și cred că acest concert chiar asta va face, va aduce o pată de culoare sau o pată de bucurie în sufletele oamenilor, pentru că e nevoie și până la urmă sărbătoarea nașterii lui Hristos, despre asta este vorba, despre împărțirea bucuriei în jurul nostru. David Dumitrescu, un băiețel de 8 ani, a transmis și el un mesaj. Sărbători fericite tuturor oamenilor din această lume și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și pentru grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, concertele caritabile sunt o tradiție. Arhidiaconul Mihail Bucă își amintește și acum primul eveniment susținut pentru copilul unui membru al grupului. Venim cu aceeași dragoste an de an când suntem chemați, că este foarte grea suferința. Cine nu cunoaște suferința înseamnă că nu este om. Și toți trecem mai mult sau mai puțin printr-o suferință. Și această suferință ne adună. Și ia că venim și noi an de an, ediție de ediție, să încercăm să dăruim și să atragem atenția asupra acestei suferințe. Grupul Psaltic Tronos, condus de preacucernicul părinte arhidiacon Mihail, a organizat primul concert caritabil pentru copilașul nostru Siluan, care la acea vreme avea nevoie de un transplant hepatic, care avea să se efectueze în Germania, la clinica de transplant din Hanover. Fiind într-o relație de prietenie adevărată cu părintele Mihail, a dorit ca împreună cu membrii de atunci ai grupului Tronos să se implice în strângerea fondurilor necesare pentru acel transplant. Și atunci au fost primele concerte caritabile ale grupului Tronos. Astăzi vorbim despre alți copii care au nevoie de dragostea noastră și
încercăm să facem la măsură omenești ceea ce ține de noi. Grupul Patriarhiei Române Tronos este un grup, în primul și în primul rând, un grup misionar, un grup care prin muzică, prin muzica bizantină, duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu, care aduce un anumit tip de mesaj, un mesaj prin mesajul artistic, duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Casa Nest a fundației Alex Tache, care va ajuta 12 copii abandonați să trăiască în sistem familial, este finalizată în proporție de 70%. În acest moment mai e nevoie de încă 145.000 de euro.